Salut! Eu sunt Mihai Lupu și sunt medic dermatolog în București. Astăzi, în episodul de Skin Education, am ales să vorbesc cu voi despre un subiect mai puțin discutat și anume despre ridurile de somn. Deși sunt doar unul dintre semnele de îmbătrânire, ridurile reprezintă un indicator extrem de important în estetica facială. Ridurile apar acolo unde pielea se cutează, fie ca urmare a expresiilor faciale, fie ca urmare a forțelor mecanice de presiune asupra ei în timpul somnului. Ridurile de expresie și cele de somn au însă etiologii, localizări și pattern-uri anatomice diferite și exact despre ele vom discuta astăzi. Ridurile de somn apar ca răspuns la distorsionarea pielii prin presarea ei de pernă, de saltea sau de brațe și pot deveni permanente în timp datorită repetării presiunii mecanice. Ridurile de somn sunt diferite față de ridurile de expresie prin factorii care acționează asupra lor, adică factori extrinseci în cazul ridurilor de somn și contracție musculară sau factori intrinseci în cazul ridurilor de expresie, localizare, ridurile de somn apar la limitele ligamentelor versus locul contracției musculare pentru ridurile de expresie și direcție, ridurile de somn sunt perpendiculare pe cele de expresie. În timpul somnului, pe o parte sau pe burtă, pielea este supusă unor forțe de presiune. Direcțiile acestor forțe se schimbă odată cu schimbarea poziției de somn și devin semnificative dacă luăm în calcul numărul orelor de somn. Deși poziția de somn inițială este o alegere conștientă, aceasta se schimbă pe parcursul nopții pentru a evita ischemia și disconfortul. Pentru că pe măsură ce îmbătrânim, numărul pozițiilor de somn într-o noapte scade de la 27 la aproximativ 16 și timpul petrecut în fiecare poziție de somn crește. În același timp, studiile au demonstrat că dormitul pe o parte este cel mai frecvent, urmat îndeaproape de cel cu fața în sus și pe burtă. Ce vreau să spun cu toate informațiile de până acum este că dormitul în anumite poziții, mai ales pe burtă și pe o parte, poate să ducă la o îmbătrânire prematură a feței prin apariția ridurilor de somn. Ce puteți face în mod concret? Pentru a reduce rata apariției ridurilor de somn, mai ales dacă obișnuiți să dormiți mult, trebuie să evitați dormitul pe burtă sau pe o parte și să încercați să dormiți pe spate sau să folosiți niște perne speciale. Dacă vreți să aflați mai multe despre ridurile de somn, v-am lăsat jos în descriere un link către un articol despre acest subiect. Tot acolo am lăsat și recomandarea mea apropo de acel tip special de perne pentru a preveni apariția ridurilor de somn, fără să am niciun fel de legătură cu cei care le produc. Atât pentru astăzi, eu sunt Mihai Lupu, nu uitați să dați subscribe canalului meu de YouTube și să activați notificările pentru a fi printre primii care află atunci când postez conținut nou. Pa, pa!